Bine v-am găsit, prieteni, și acum mă adresez fiecăruia dintre voi. Dacă ți se va părea interesant clipul pe care urmează să-l vezi, mai am multe altele, de asemenea foarte interesante, dă un like, dă un share, abonează-te la canal și dă click pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou, abonează-te la newsletterul meu astfel încât să primești săptămânal pe e-mail informații extrem de interesante pe teme de sănătate și mă poți sprijini cumpărându-mi o cafea. Atât pentru newsletter, cât și pentru Buy Me a Coffee, link-urile sunt jos în descriere. Și acum, intru în subiect. Bine v-am găsit, prieteni, primesc multe întrebări în legătură cu colesterolul și solicitări pentru anumite tratamente pentru a scădea colesterolul. Trebuie spus de la bun început, colesterolul este un component esențial pentru funcționarea normală, corectă a organismului. El se găsește în toate membranele celulare, dar în special în celula nervoasă, neuron. Ca atare, colesterolul nu că nu este nociv, este benefic. Iar cea mai mare parte a colesterolului se sintetizează în ficat și este puțin influențată de consumul de alimente cu colesterol mai scăzut sau mai redus. Colesterolul sunt două componente importante ale colesterolului, sub care circulă el, sub a căror formă circulă în sânge, dar trebuie precizat că nu este colesterol ca atare. Este vorba de un compus format din colesterol și o proteină, așa numite lipoproteine, deoarece colesterolul fiind o grăsime nu se dizolvă în sânge, pentru a circula prin sânge el se leagă de o proteină și formează acești compuși numiți lipoproteine. Și sunt de două feluri, HDL, adică High Density Lipoprotein, lipoproteină cu colesterol, lipoproteină cu densitate înaltă, și Low Density Lipoprotein, LDL-ul, adică lipoproteină cu densitate redusă. HDL-ul este colesterolul care protejează vasele și inima. Concentrația lui normală, deci nu trebuie să fie sub 40 de miligrame la 100 de mililitri, și pentru a proteja vasele și inima trebuie să fie peste 60 miligrame la 100 de mililitri. Iar LDL-ul este forma de colesterol sub care circulă colesterolul, este dus la nivelul țesuturilor și organelor. El în sine nu este rău. S-a considerat că este rău pentru că ar adera la vasele de sânge, la interiorul vaselor de sânge, astfel încât diametrul acestora se micșorează și în final poate să ducă la apariția de accidente vasculare, la inimă, infarct, la creier, accident vascular cerebral sau în orice alt organ ar putea să se producă acest efect. Însă s-a constatat că nu LDL-ul ca atare este periculos, ci LDL-ul oxidat. Deci dacă este supus unui proces de oxidare, acel LDL oxidat devine aderent la interiorul vaselor de sânge și produce efectele despre care v-am spus. Iar oxidarea LDL-ului se face în special dacă glicemia este crescută, dacă este crescută concentrația glucozei în sânge. În prezența glucozei, LDL-ul oxidează și apare acest LDL oxidat, care acesta este periculos. Se determină mai nou fracția de LDL oxidat, se numește SDLDL, adică Small Density LDL. Nu este o analiză de rutină, costă destul de mult, nici nu știu dacă la noi în țară se face. Am văzut la un laborator că se trimite proba în Germania și acolo se face. Durează deci vreo 10-14 zile până vine rezultatul și costă, dacă nu mă înșel, în jur de 300 de lei. Deci nu este de rutină, dar nivelul acelui ne arată riscul pentru un accident vascular, nu LDL-ul în sine. LDL-ul, după cum am spus, este foarte important pentru că duce colesterolul la nivelul vaselor și țesuturilor. Deci nu trebuie luat, dacă LDL-ul este mărit, nu este neapărat un semnal de alarmă. Nu neapărat trebuie să se treacă pe tratament cu statine, medicamentele care reduc LDL-ul, pentru că acestea la rândul lor au foarte multe efecte secundare și destul de serioase. Trebuie luate măsuri pentru a reduce insulinorezistența și nivelul glicemiei. Iar cele mai bune măsuri pentru a realiza aceste obiective sunt reducerea consumului de carbohidrați, în special produsele cu zahăr, care ar trebui eliminate sau oricum consumate ocazional în cantități mici, o dată pe săptămână cel mult, și celelalte produse cu făină, cartof, orez, ar trebui redus consumul acestora pentru că au carbohidrați care se absorb și determină creșterea
glicemiei. Iar cealaltă măsură care trebuie luată pentru a ține insulina la un nivel scăzut, a reduce insulina rezistența și astfel a împiedica creșterea nivelului glicemiei, este postul intermitent. Nu intru acum în detalii nici despre una, nici despre cealaltă. Am făcut materiale, intrați pe profilul meu, dați click sub fotografia de sub motoul Stil de viață sănătos, e un link acolo, completați formularul și veți primi pe e-mail materiale, detalii despre post intermitent, rețete pentru slăbit, rețete pentru tuse, sunt multe materiale pe care le puteți descărca. Dacă mă urmăriți pe Facebook sau pe YouTube, link-urile sunt în descrierea clipului. Închei aici, vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!